Bună dimineața! Aici îl avem pe Amza, aici îl avem pe Filip, iar aici o avem pe Meleia. Meleia face aerosol pentru că are nasul confundat, așa e? Eu da mami siropel și acum face aerosol, după care urmează Filip. Aici îl avem și pe bebe Amza, ei au păpat, de când s-au trezit i-am schimbat. Iar acum mă apuc de treabă și Filip are grijă de Amza, ok? Da. Așa, vreau să vă arăt bucătăria mea, este un dezastru. Uitați aici cât praf peste tot. Gândiți-vă că peste tot este numai praful ăsta. Aici am scos din dulap ca să șterg tot și să aranjez. Soțul ieri mi-a montat acest LED pe tavan și din păcate Amza a plâns și n-am putut să stau cu aspiratorul să tragă direct praful ce pica și s-a pus peste toată bucătăria, așa că trebuie să iau tot la rând și să șterg de praf și să fac curat. Aici am și niște vase pentru că aseară am avut de ales între a învăța pentru școala de șofer după ce au adormit copiii și soțul, iar între a face curat la bucătărie sau a învăța pentru școala de șofer, și am ales să învăț pentru școală și așa că mi-a rămas astăzi ca să șterg praful și să fac curat în bucătărie. Așa că rămâneți aproape de mine și o să vedem la final rezultatul. De șters praful și am aranjat tot înapoi. Aici avem cutia de ceai.
terminat de șters praful. Acum mi este drag să mă uit la aparate. Așa arată. Mai am de făcut în mașina de vase tot ce nu a mers șters și trebuie spălat. Am pus aici ca să le bag în mașină să spăl. Dar așa în restul, în mare parte, am terminat. Aici sunt și copiii să uită la desene. La ce vă uitați? La Mașa. La Mașa? Tei, mă! Tei! Tei, tu îngelaș! Tei, tu îngelașule! Cu ochii mari! Da! Iar eu mă apuc de treabă, mai am de făcut mașina de vase și ghiuveta. Am terminat și ghiuveta, am spălat-o, am curățat-o și acum vreau să vă arăt așa rapid cum este. Îmi place foarte mult că am reușit să fac curat. Acum sunt liniștită, nu mai sunt stresată. Ieri eram stresată, dar am preferat, cum am zis, am preferat să învăț pentru școala de șofer, pentru că am început anul trecut, dar din cauza că am rămas însărcinată cu Amza, am lăsat baltă și acum mai am un an la dispoziție să învăț rapid, să dau examenul pentru teorie, după care o să încep repede orele de condus și cu ajutorul Domnului sper să iau permisul, pentru că pentru copii la grădiniță sau încolo încoace îmi trebuie neapărat. Da, iubire! Oh, Amza, sărăcuțul, nu mai are răbdare, acum te ia mămica. Leau să-l culc. De obicei mai adorme și singur în pătuț, dar acum are un pic dureri de burtică și prefere să-l culce mami în brațe. Asta ai cum o termina mami bucătăria, si te pune mami la somnic, după care mami mai are multă treabă, da? Am de făcut curat în camere, am de făcut și mâncare. Vitamine. Ce? Vrei vitamină? Îți dă, mami. Și tu vrei, Filip? Tu ai avut grijă de Amza? I-ai dat lăptic? Bravo! Da, acum și asta și l-am șters. O curs și l-ai șters? Bravo, mare! Rămâneți aproape de noi, nu știu ce o să facem astăzi mai departe, dar o să vedem. Liniște! Mama!
Ia zi, cum zice băiatul? S-a trezit băiețelul după ce a făcut nani. S-a trezit băiețelul. S-a trezit. Ți-ai văzut telefonul? Ai văzut telefonul? Acă? Da. Hai, spune-te-mă. Hai. Ai dormit bine? Da, ai dormit bine? Da? Da? Da. Cine-i iubitul mic? Cine-i iubitul mic? Acum vi arăt și pe copilaș. Ei acum papă. Au supică. Le-am făcut supică cu cartofi, cu tăiței, cu păstrânac. O să vă arăt o comandă ce acum am primit de la H&M. Am cumpărat așa la Meleia un complet. Era în reducere. Pantalona și bluzița. Acum vă arăt. E așa o bluziță acum de toamnă. Și egărașii. Egărașii sunt așa cu inimioare galbene. Și asta e așa mărimea. I-am luat 2-3 ani. Are 2 ani, aproape 3. Iar aici am luat un training. Așa bluzița cu ochișori și cu dețiții și cu inimioară. Și aici o pereche de pantalonaș. Dar aici mi-am luat pentru mine o pereche de blugi, pentru că mai am una albastră și mi-a plăcut foarte mult stil de aia largi. Așa că mi-am cumpărat și una neagră. M-am pus să fac, am cumpărat niște cartofi de ăștia care sunt noi și m-am pus să fac cartofi la cuptor. Aici o să, aici am tăiat cartofi, nu știu dacă să mai tai sau nu, dar cred că ajung pentru noi. Și am cumpărat niște file de pește care vreau să mâncăm pe lângă, acum vi arăt. Acest filet de pește îi folosesc. O să-i pun și pe ei în cuptor pe lângă cartofi și o să mâncăm pește și cartofi și nu știu, poate o să mai fac și o salată de varză, dar având deja cartofi, nu cred că o să mai fac varză, o să văd. După aia, la sfârșit, o să vă arăt. Acum este ceasul 2. Într-o oră numai bine să fac cartofii și peștele și vine și soțul acasă și ne punem să păpăm. Am gândit mai bine și o să fac peștii separați, pentru că peștii se fac în 7-8 minute, așa că cartofii o să durează un pic mai mult, așa că fac prima cartofii și după o să fac separat peștii. Acum vreau să-i condimentez, o să pun un pic de vegete așa peste tot. O să pun și un pic piper așa, nu foarte mult, pentru că se poate mânca și copiii. Și puțin pătrunjel pentru gust. Și acum o să-i pun la cuptor. I-am amestecat bine ca să fie uniform secretul gustului și condimentele. Iar acum îi pun în cuptor. O să-i pun la încet, maxim 160 de grade sau 150. Și cam în jumătate de oră o să fie gata. După aia vi arăt. Am pregătit și feliile de pește, iar acum o să mă apuc să fac varză, să fac salată de varză. Nu am știu dacă să mai fac sau nu, dar am zis hai să fac și salată de varză, pentru că merge bine cu cartofi și cu pește. O să mă apuc de varză. Eu de obicei folosesc condimentele piper, sare și chiar puțin oțet ca să fac varza un pic acrișoară. Terminat, aici sunt filetii de pește, aici ai varza, cartofii, îmi place foarte mult cum arată și cred că sunt și foarte buni. Aici este Meleia care deja așteaptă, aici este Filip și-o mutat. De ce nu stai acolo lângă Meleia, iubire? Vrei așa? Bine.
Chiar acum am venit de la muncă și am o soție gospodină, mi-a pregătit da. Să mânc, că m-abia așteptam o foame. Să iei îngerați în noi, tu. Să dau bunii bluza asta mare, largă la gât. Trebuie să o aruncăm, asta nu bună. Nu-i bună. Să avem poftă bună, copilaș. Ne rugăm, prima să păpăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Mulțumim pentru mâncare! Amin! Amin, îngeraș! Poftă bună! Cum spuneți, poftă bună? Dar nu scoate limba! Așa arată prânzul nostru, salată de varză, filet de pește și cartofei cu coajă la cuptor. Arată delicios. Arată fabulos și o să fie și delicios. Arăt și această superbă cutie, e din Italia adusă, de la Lidl am cumpărat-o, este cutie cu biscuiți, acum o să vă arăt, are așa mai multe feluri în ea de biscuiți, sunt biscuiții aceștia, îmi pare că sunt 8 feluri de biscuiți, aceștia. Și aceștia, care sunt aceștia? Aceștia, ăștia apar că sunt plini cu ciocolată. Aceștia și aceștia în formă de floricică cu zahăr. Îmi place foarte mult, sincer să fiu, am cumpărat mai mult pentru cutie, că îmi place foarte, foarte mult așa aurie cu mâi și cu albastru ăsta și cu aceste forme aurii. O să depozitez în ea ori biscuiți, ori brioșuri, ori chestii de genul pentru colațiune, pentru mânca dimineața. Nu se face frumoasă, practică. Vă mulțumesc că ați urmărit și acest filmuleț. Ne revedem data viitoare. Nu uitați de like și subscribe. Pa, pa!